Și a fi incredibil, în capitală, un hoț a furat moștele Sfântului Ioan Gură de Aur de la capela Sfânta Elisabeta din Cotroceni. Individul a furat și alte obiecte din aur și bani din cutia de lumânări. Mergem chiar acum într-o transmisiune specială la colega mea, Denisa Dicu. Vine cu toate informațiile. Bine te-am găsit, Denisa. Ce știm despre acest caz? Dar dreptul șocant. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Ceea ce știm este faptul că bărbatul, principalul suspect, este în vârstă de 25 de ani și acesta a dat lovitura în mai multe biserici din București, printre care și la capela Sfânta Elisabeta din Cotroceni, acolo de unde ar fi furat moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, fără ca acesta să își fi dat seama. El pur și simplu căuta obiecte de valoare, a sustras din mai multe biserici obiecte din aur, dar și bani din cutia unde credincioșii puneau donații și bani pentru lumânări și de acolo, de la capela Sfânta Elisabeta din Cotroceni, acesta ar fi sustras sfintele moaște, fără ca acesta să-și fi dat seama, și spun asta pentru că ele erau puse într-o cutie. A luat cutia sperând că este un obiect valoros și nu și-a dat seama pe moment că a luat chiar sfintele moaște ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Ei bine, cercetările în acest caz șocant au fost preluate și de Serviciul de Investigații Criminale, pentru că vorbim despre obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național. La percheziții, polițiștii au găsit câteva dintre obiectele pe care bărbatul le-ar fi sustras din lăcașurile de cult și acum acesta a fost dus la audieri pentru a da explicații în fața polițiștilor.